Inspectorul școlar general Alice Jecălăraș, Craion Raluca, ne-a prezentat situația cazurilor confirmate COVID-19 în cadrul unităților de învățământ din județul nostru și posibilitatea de testare în cadrul școlilor. De asemenea, în momentul de față, în județul nostru se află în plină derulare simularea examenelor naționale și înscrierea în învățământul primar. În cadrul discuțiilor purtate, inspectorul școlar general ne-a dat mai multe informații și despre proiectul Școală după școală implementat până la finele acestui an școlar. Ce ne puteți spune despre situația cazurilor de COVID înregistrate în cadrul unităților de învățământ? Care ar fi situația la nivelul județului? La nivelul județului sunt elevi infectați cu COVID de un număr de 15. În rândul personalului sunt 30 de infectați. Aș putea, în urma acestor date, să vă spun și clase suspendate. Avem 26 de clase suspendate, adică elevii învață în sistem online, timp de 14 zile de la testarea elevilor și identificarea cazurilor pozitive, însemnând că 617 elevi în momentul ăsta sunt din această cauză în sistem online, dar pe măsură ce zilele trec, ei se vor reîntoarce când se împlinesc cele 14 zile. Există localități acolo unde este incidența, se înregistrează o incidență foarte mare, unde elevii au fost toți introduși în sistemul online? Sau doar acolo unde s-au confirmat cazuri? Cum treceți în online? Nu, am decis de comun acord cu DSP-ul. Tot timpul ne sfătuim, deci formăm acest triunghi, unitatea școlară cu noi, cu inspectoratul școlar și cu DSP-ul. Nu luăm decizii niciodată de unul singur, singulare, ci doar împreună. Se efectuează anchetă epidemiologică imediat după identificarea cazurilor. La Vasilați avem o situație de genul acesta. E dreptul, nu au prea respectat nici normele impuse și în urma mai multor infectări s-a decis ca întreaga unitate școlară să fie în sistem online. Nu știu să vă spun acum exact câte zile mai au. E vorba, cred că, de vreo maxim 7 zile mai au de sistem online. Apoi vor trece în scenariul aferent UAT-ului. Despre vaccinarea cadrelor didactice, de fapt a personalului, din sistemul de învățământ, ce ne puteți spune? Din totalul de 2665 de cadre didactice, s-au vaccinat 835, s-au programat 1288, deci vaccinați 835. Asta cadre didactice vorbind. În ceea ce privește personalul didactic auxiliar, sunt 130 vaccinați din totalul de 320, iar personal nedidactic s-au vaccinat 242 din totalul de 676. Cifrele sunt de săptămâna trecută, nu le-am reactualizat pentru săptămâna aceasta. În momentul de față, unitățile de învățământ sunt dotate cu teste rapide? De exemplu, dacă un elev sau un cadru didactic prezintă simptomatologia COVID, poate fi testat în cadrul unității sau este trimis acasă și demers la DSP? Care este exact procedura? Aceasta este oarecum o problemă delicată, pentru că Ministerul Sănătății, de comun acord cu Ministerul Educației, au convenit ca doar în unitățile școlare unde există asistent medical să se poată efectua testarea rapidă. Deci așadar, unde este asistentul medical, se efectuează testarea și de obicei, când s-a identificat un elev infectat, se testează toată clasa sau un cadru didactic de asemenea. DSP-ul poate efectua aceste teste gratuit, evident, la solicitarea oricărui cadru didactic sau a oricărui elev. Deci deja în zona asta stăm mult mai bine față de 6 luni în urmă sau când știm că era destul de dificilă zona de testare, dar deficit este pe zona de personal medical, adică asistenți medicali sunt puțini în județ în unitățile școlare. Sunt mai mulți în zona rurală, în zona urbană? Da, în urban sunt mai mulți. În rural, într-adevăr, cifrele sunt... Aveți o problemă acolo. Da, și sperăm să găsim cumva în viitor soluții. Astăzi a început simularea la evaluarea națională. Evaluarea națională. Ce ne puteți spune? Câți elevi vor intra în examen? Totalul este de 2242 de elevi la nivelul județului Călăraș din 85 de unități școlare. Din aceste 85 de unități școlare, simularea se desfășoară în 84 de unități, așa cum vă spuneam, la Vasilați avem o problemă și acolo nu se desfășoară simularea evaluării naționale. La Vasilați sunt 39 de elevi de clasa 8-a.
La Ministerul Educației ne-a trasat sarcina să organizăm ulterior, la nivelul județului, o simulare și pentru acești elevi, ca să poată beneficia și ei de acest lucru. Care ar fi programul examenelor în această săptămână? Astăzi și mâine se desfășoară cele două probe ale evaluării naționale. Săptămâna trecută s-a încheiat simularea examenului de bacalaureat. Care a fost situația la nivelul județului? În 15 unități, în toate cele 15 unități școlare cu nivel liceal s-a desfășurat. Am fost bucuroși să reușim să desfășurăm în toate unitățile școlare simularea examenului de bacalaureat. Din 1492 de elevi înscriși, prezența a fost undeva la 83%. Am observat noi în cele 3 zile în care s-a desfășurat simularea, a scăzut un pic numărul elevilor, dar nu neapărat datorită infectării, pentru că noi completăm ancheta la 24 de ore cu infectări. Și credem noi că au fost alte considerente pentru care, de exemplu, luni la limba română am avut 1244 elevi prezenți din acești 1492, apoi marți la proba EC, matematică sau istorie, 1195 și miercuri la ultima probă ED la alegere, 1187. A scăzut infim, ca să spunem așa, numărul prezenților și credem noi că nu din cauza aceasta. Au fost înregistrate incidente sau s-au derulat în condiții normale? Nu, s-au derulat în condiții normale. Chiar iarăși am fost bucuroasă pentru că raportăm și machetele către Cabinetul Secretarului de Stat, către Minister, dar totodată și pe grupul Inspectorilor Școlar General. Și în fiecare zi n-am avut eliminați, când în alte județe erau tot felul de situații. La noi nu, n-am avut incidente de niciun fel. Când vor fi afișate rezultatele? Până pe 31 martie pentru simularea examenului de bacalaureat. Există și un calendar pe care noi l-am transmis unităților școlare și credem că părinții și elevii îl au cu siguranță. Tot astăzi încep înscrierile la clasa pregătitoare în învățământul primar. Câte locuri sunt disponibile în județul nostru? La nivelul județului Călăraș avem disponibile 138 de clase, însemnând 2546 de locuri. În învățământul de stat sau aveți și în învățământul privat? Și învățământ de stat și privat. Menționez că avem o singură unitate școlară privată. Nu-i mai spun numele, că știm cu toții. Dați-ne câteva momente despre programul implementat în județul nostru, Școala după Școală. Data trecută când ne-am întâlnit, vorbeam despre programul România Educată și chiar atunci n-aveam încă date exacte despre acest proiect Școala după Școală. Este un prim pas în implementarea programului România Educată pe care Ministerul Educației îl realizează. S-a făcut o analiză în primele săptămâni ale lunii februarie. Și este drept că am identificat criterii de eligibilitate pentru elevii care formează acest grup țintă în programul Școală după Școală ca fiind elevii cu situație neîncheiată sau elevii corigenți, deci niște criterii care nu știu cât de mulțumitoare sunt. Cu toate că Ministerul ne-a alocat undeva la 3.000 de locuri disponibile pentru acest grup țintă, am reușit să strângem un grup țintă de aproximativ 1.500, deci cam 50% de cât ni se alocase, pentru că elevii au trebuit să vină cu părinții, să facă niște cereri, să aducă niște dovezi cum că întrunesc criteriile de eligibilitate. Ne dorim să extindem cumva, o să ne sfătuim cu superiorii noștri din minister și sunt convinsă că or să ne sprijine în sensul ăsta, pentru că sunt și alți elevi, mai ales din mediul rural, care își doresc să implementeze acest program, pentru că sunt ore remediale. Nu încărcăm foarte mult orarul elevilor, în sensul că o oră pe zi în plus se alocă pentru acest program, Școală după Școală. Cred că sunt foarte binevenite. Ministerul Educației a obținut un acord de la Ministerul Sănătății ca aceste ore să se desfășoare fizic. Este un proiect european finanțat și profesorii sunt remunerați pentru că este firesc acest lucru, fiind ore în plus.
și credem noi că sunt foarte binevenite în sprijinul elevilor care au avut de pierdut în această perioadă. Și așa cum vă spuneam, repet, ne dorim și sunt convinsă că vom găsi soluții să extindem acest program pe zona de criterii de eligibilitate și să beneficieze mai mulți elevi de acest program. Pe înțelesul tuturor, spuneți-ne mai exact de ce beneficiază elevii prinși în acest proiect. Ore remediale, în afara orelor de curs, la disciplinele unde au avut de pierdut, în special unde au avut situație neîncheiată, corigențe sau, de exemplu, pe învățământ primar, dacă părintele a considerat că a avut de pierdut elevul deficiențe pe zonă de scriere, de socotit și așa mai departe, părinții au efectuat cerere, au adus la cunoștință și au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de aceste ore remediale. Vă spuneam, o oră pe zi în afara programului, ca să nu se încarce foarte mult. În momentul de față, părinții mai pot înscrie copii? Da. Și până la ce dată se pot face înscrierile? Proiectul se derulează pe acest an școlar, adică teoretic până în 31 august 2021. Ne spunea domnul ministru că putem prelungi câteva săptămâni până începe nou an școlar, în ideea de a sprijini pe elevii care sunt în situație de corigență sau tot situația neîncheiată, cu toate că nu ne dorim acest lucru. Ministerul a fost permisiv și ne-a acordat posibilitatea de a actualiza aceste date și de a se înscrie continuu elevi. Totodată ne gândim și la partea mai puțin îmbucurătoare, în sensul că să nu cumva să abandoneze cei care s-au înscris și atunci au voie să aibă 5 absențe nemotivate. În alte cazuri găsim soluții de comun acord cu școala. Programul va fi implementat și în anul școlar viitor sau doar anul acesta? Momentan doar pentru acest an școlar, dar ne dorim dezvoltarea lui și pe viitor. Mulțumesc. Și sunt 23 de unități școlare unde se desfășoară din județul Călăraș cu precădere în zona rurală.